Bine ai venit. Bună seara, bine ai venit. Până acum n-ai venit niciodată. Bine ai venit. Mă rog, erai mai de Conchita, acum ești cu drag. Ia uitați-vă, ești... manechiura e impecabilă, dăm cu acest sară, unghiile pe Batistă. Da? El e un personaj, pentru că pe el de fapt îl cheamă Dudu și e hairstylist. Da? Pantofi roșii? Da. Ia uite ce bine merge pe așa? Ei. Ne-am asortat. Epilat, pensat, aranjat. Cred că și-a făcut o, ceva, o intervenție și la abuze de când ne-am văzut. Da, după ce am fost la voi la prima emisiune, am trecut prin mai multe transformări. Adică? Mi-am pus pomeți. Mamă, ce... Vezi, mă, Bianco, tu nu ți-ai pus pomeți. Eu nu mi-am pus, mă, nimic. Lasă că vine și rândul tău. Mi-am injectat buzele de câteva ori, mai vreau să le măresc. Cum, așa? Da. Așa. Și am de gând să ajung pe Drăgușanca la buze. Așa, foarte tare. Am înțeles. Și am mai luat o decizie, vreau să-mi pun silicone. Bravo, ce mai aici, să știi că aici are trebuie. Măi, nu nevoie. Vreau ceva foarte mare, știi, pentru că eu vreau să mă păstrez așa cu barbă. Între știi, tine dar, și Adriana ceva. Cam Adriana. E normal, păi bineînțeles. Știam da. Că da, dar na. Și aici s-o întreb Adriana, că știe cum e cu operațiile. Fac și un implant fesier, dar acolo mă gândesc. Lasă-mă, acolo nu trebuie neapărat. E mai complicat acolo, nu te sfătuiesc. Da. Nu, e prea poți așa. Poți să le modelezi altfel. Da. La sală. Exact. E la sală. Măi, o să mergi și la sală. La sala de mese să faci grăsime, să scoată doctorul grăsimea, să te înjucteze, am înțeles. Da. Adică mai întâi trebuie să mănânci, să te îngrași și după aia să-ți ia grăsimea și după aia să-ți o pună acolo. Că la unele, femei s-a putut, la altele da, nu s-a putut. Da, silicoanele să știi că le-ai pus și cu ele rămâi. Nu e adevărat. Nu poți să le schimbi ca pe dar ce poate să le scoată? Dar poate să le scoată. Uite, Oana Zăvăranu tocmai și le-a scos din nou. Da, știi, la asta am stat și Monica Gabor și le-a scos. Dar totuși o decizie, adică nu și le scoate azi și le pune mâine și ar și le scoate. Da. Oana Zăvoranu și de câte ori și-a pus? De 14 ori? Nu știu de câte ori, dar nu știu, de două ori a rămas fără. De două ori a rămas fără silicone. Hai să luăm loc. Nu? Da. Iam un loc. Draga ce... mea, mai încolo puțin. Dar ce te face să... De ce am te zis face bine, să... dar uite așa. Să faci aceste schimbări, ce-ți propui? Îmi propun să mă... Dorința mea a fost să mă transform din ce în ce mai mult. Bravo. Și consider că a venit momentul și mă simt pregătit să fac chestia asta. Adică tot timpul am avut un complex cu fața. De ce? Așa. Măi, îmi dorea buzele și pumeții pentru mine au fost mereu... Adică fața pentru mine este foarte importantă, știi? Și corpul unui bărbat sau unei femei, știi? Și mi-am luat curaj în vară, când am avut o perioadă puțin mai grea din viața mea. M-am refugiat în cabinetul domnului doctor și am început cu o injectare simplă. Și toată timp de vreo 4 luni de zile m-am tot injectat în toată și ai terminat omului serul. Păi eu cu barba asta nu înțeleg. Deci, barba, deci dacă tu îți lași barba, până la urmă ce atragi? Că eu nu mai înțeleg. Conchita, eu te dragă, văd. Trebuie el să fie un personaj. Eu știu că e un personaj, dar la el acum, dacă se uită băieții, că arată superb, așa își pune și sunt barba, ce se întâmplă cu ea? Ai tu idee ce o fi între ei acolo, dacă le place sau nu? Adică nu aș vrea să fiu... O dai jos? Barba nu. Vreau okay. să o păstrez. Da, asta te întreb. Consider și care e șpilul, barba adică este farmecul meu. Nu aș vrea să fiu ca toți ceilalți, bun, știi? Bun, dar atunci ce o să atragi? Adică ce gen de bărbat o să atragi? Normal. Care vor și cu barbă? Exact. Și cu sân și cu barbă? Da. Idealul meu în viață e femeia pe mustață. Da. Ok. Mă, da, vrei să fii deosebit. Da. Și consider că... Ia să fac și un implant de barbă. Păi poți să-ți faci. Dar să-ți faci cioc așa, știi, direct. Păi cum se poartă cu bărbiță? Tu am văzut-o cu bărbiță. Așa este. Da, aia lungă așa de popă. Nu, așa un pic doar să perie auzi, de coapte. Faci, auzi, giorni, Bianca, a? Să-ți faci un tatuaj, doamne, scrie, urăsc femeile perverse, o chestie de-asta, știi, adică adevărată. Ok, ce ne mai spui? Ce să vă mai zic, din ianuarie voi avea mai multe planuri din punct de vedere profesional. Operația, spune-ne prima oară. Operația tot în ianuarie așa. O voi face. După, acum în decembrie am un proiect cu Sonia Trifan. Vom pleca în Dubai la o prezentare. Toată lumea pleacă în Dubai. Ce se întâmplă viața în Dubai? Viața ca în rai. Da. Deci, bun. Și ce faci acolo în Dubai? Vom avea o prezentare de mod acolo. Crezi că poți să-ți găsești pe Făt Frumos? Pe Făt între... Frumos locuiești acolo. Deci ești îndrăgostit. Ești îndrăgostit. Poftim? Ești îndrăgostit. Da. Și cine este Făt Frumos?
fosta relație, da, actuala nu. Ești între două trenuri, Concita, da. Nu, grijă. Dar mă opresc la unul singur. Da, deci când te operezi... într-adevăr sunt foarte îndrăgostit în ultima perioadă, de asta am și luat unele alegeri mai dificile în viața mea, dar sper să fie bine. Și când vii cu silicoanele, să vedem în ianuarie. Și noi... Mi le arăți și nouă, da? Ei, mă dezbrac aici. Doamne, eu abia aștept. Noi ținem pumnii. Dacă ai nevoie de sfaturi, mă, poți să mă suni? Sigur că da. Mi-este foarte greu, știi? Adică mă gândesc mereu la chestia asta, pentru că nu aș vrea să regret mai târziu. Am un succes și așa, cum mă vezi, pe partea... cu dragostea, nu mi-ar trebui neapărat silicoane. Doar că m-aș vedea eu cu ceva Vreau să te întreb ceva. Cum spunea germanul lui Hitler, apelez la soluția finală, adică să tai și ce a mai rămas bărbătesc din tine? Cred că aș face-o, dar nu. O păstrăm. Încă nu s-a inventat tehnologia, nu? Deci păstrează că e crisis, este criză. Poți zbura până în Thailanda și se rezolvă, știi? Dar nu cred că e o metodă foarte ok. Pentru a face... Nu știu, nu mai știu cine a venit aici, mi se pare că era de asemenea un transexual care a spus că e posibil ca în organismul tău să se producă niște mutații și de fapt să fie foarte... Foarte greu. Foarte greu. E prieten de-a mea. Lolita de Monaco. Nu mai știu. Da. Da. Da, se fac, îți dai seama, cel mai reușit operație, adică dacă mergi în Thailanda, cu siguranță ți-ai apa cea mai mare tu ca bărbat. Bine, pentru că cel mai frumoase femei... Vrei să spun ceva? În Thailanda nu ești deloc dubios așa cum ești. Pentru că aducem aminte că acolo domnul Țățărean nu s-a pomenit că a pupat o fată care, când s-a dus la toaletă, s-a dovedit care-i treaba adevărată. Da, acolo ești un fel de ladyboy, nu? Exact. Mai dar și aici în București mă simt... Cum se uită lumea la tine? Eu în București mă simt... Nu o să ies cu tine în oraș odată. Ieșim? O să te simți foarte bine, sigur că da. Mergem la cafele. Mergem la o cafea? Da, vreau perfect, să vă zic în, vreau să vă zic că în București eu aș putea pleca oricând în altă țară, știi? Am și propunerea asta să plec în altă țară să lucrez. Doar că mă simt foarte liniștit, foarte bine aici în București. Adică eu nu întâlnesc cu oameni care să mă judece. Adică sunt o persoană care mă fac plăcut și pentru un om care chiar este omofob când vede o persoană ca mine. Pentru că știu să comunic, știu să vorbesc, sunt o persoană care te atașezi foarte ușor de ea. Și foarte cald. Exact. Și mă simt foarte bine, adică crede-mă, dacă vreau să ies așa în oraș, eu ies, că nu am nicio problemă, nu mă deranjează. Păi vrem să ieșim toți cu tine la o cafea, clar. Sigur. Mergem. Uite, okay. Cât mai curând o să-mi cumpăr un apartament. Bravo. Și ne invit? Și înseamnă voi invita mine acasă. Petrecere, petrecere, da, pijamale. Asta înseamnă că îți merge bine, nu? Da. Logic, bravo. Sincer, mi-ar fi păcat față de Dumnezeu să spun. Ai pe că... cineva în viață care te susține sau este chiar numai munca ta? Nu, este doar munca mea. Dar el e foarte talentat, să știi. Foarte. Asta e adevărat. Da. Deci, chiar din munca mea am realizat-o. Nu am avut niciodată nevoie de la nimeni. Relația care o am nu mi-ofer nimic în afară de sentimente. Eu te iau acasă, auzi, să te prezim mamei. Tu vorbești de Dumnezeu, dar în biserică nu cred că te lasă, nu? Da, nici nu cred că aș vrea să merg să fac lucrul ăsta la biserică. De ce? Pentru că nu... Nu te interesează neapărat. Da, nu mă interesează. Ar fi sufletul tău, e tot. Ar fi bine... În sufletul meu e Dumnezeu și asta contează cel mai mult. Adică dacă va fi să mă căsătoresc și o să fac lucrul ăsta, cu siguranță voi merge în străinătate, mă voi căsători și aici o să fac o super mare Dumnezeu petrecere. Dumnezeu nu bate cu parul, roagă-te. Măcar roagă-te, roagă-te la Dumnezeu să te ajută să știi că... Eu, cum v-am zis și la prima emisiune, pentru mine Dumnezeu există la fiecare pas în viața mea și... Trebuie să încheiem aici, să știi.